ce să mă, ce vede? Trân. După ce? E beat Armando. Beat Armando? Poate rubi, nu mă? Ce cu mine? Buba. Ce, și tu? Nu, eu eram urât. Eu nu urât. Nu? Nu, nu. Ăsta. Ăsta am urât. Dar ce faci, mă, e rău? Ce aveți, mă? Ce vă apuca, mă, de vă beți așa mințile deodată? Ce dracu aveți? Ce vreți? Ce ai, mă, de țipeș? Aoleu. Și cum? Cine te-a parașutat, mă? Ce? Bă, boule, mă! Ce vrem? Bă, boule, mă! De ce vom în halul ăsta, mă? A, că poate aveam nevoie de tine azi. Nevoie de mine? Da. De ce? Nu ajunge o cârpă în casa asta de șters pe jos? Ce ai zis, mă? Ce faci acum? Te faci că nu te înțelegi cu mine sau ce, a? Nu înțelegi ce zic? Ce? Tu ai ajuns o cârpă de șters pe jos, băi! Ce costă, băi? Ai ajuns de râsul lumii! La nimeni nu mai e frică de tine! Da? La nimeni! Toată lumea te joacă în picioare, tu, marele bun! Băi, ia stai puțin. Ia du-te și te culcă. Și când te trezești, vino înapoi să văd dacă mai ai tupeu să mai zici chestiile astea sau alte smârcâieli ce dai tu pe gura. Băi, eu am tupeu și peste o oră, și peste două, și peste nu. Știu! Lasă-mă, păi dacă tu astea ești bun, tu în loc să te iei cu lumeatul, bați pe fitul, pe sângele tău. Dacă trebuia să-l iei că te-a ars la Dinu Rotaru. Așa. N-ai făcut nimic. Te că moarte așa. Când te arsă la Gigi Dumbrava, a tras în tine? Da. N-ai făcut nimic. Doar că pătează. Ai zis, știi, păi, bă, da, ești o cârpă, bă, ești un fraier. Un fraier, un boschetar. Dar tu ce vrea, bă, să le facem la ăștia? Ce să faci, bă, să-i omori pe tot? Să-i omori? Da, să-i omori, să le dai drumul la sânge. Că onoarea noastră așa se spală cu sânge. Că fără onoare stă niște ciori borâte, jegoase împuțite, cu arfe de don, cu pălării în cap, cu bacane. Paralitic. Paralitic. Stai-și dracu de-n gură. Auzi, e el de aici. Ai bătrânile toate. Stai din gură că mă dau jos la tine. Du-l de aici. Vai de capul tău. Să se odihnească. Că fac urât de tot, da? Da. Hai, că abia să ține pe în izmene. Nu... Ce vrei și tu? Nu vreau să mă bag, că știi că eu nu mă bag, dar... Dar un pic de dreptate are și el acolo. Adică noi nu facem nimic cu ăștia, dar... Stai, nu, că n-am vrut să... Iubinu, stai liniștit. Noi oricum ne cărăm de aici, bă, dar... Ce rost are acum să ne facem dușmani, a? Hai să lăsăm o portiță de întors. Poate nu ne merge bine în Sicilia, nu se știe niciodată, da? Hai, du-te, ia-l. Să nu mai văd în halul ăsta. Ce dreptate. Trezește-l, dă-i ceva. O să te pup. Te pup, bate. Ce vrei, mă? Nimic. Ia-l, dracu de amator. Unde? Hai să-mă, cabrer! Nu mă zăpăci tu pe mine! Gata! Dau un cei de iasomie, ceva, te liniștești. Asta ce? Ia vreun com. Uite, ia-l pe ăsta. Vino, lasă-l pe ăla. Joco! Lasă-l, mă! Stai de... Aoleu, lasă-l... Gă-mă în cameră, cărare!
Ce fac cu bagaj? Plecat undeva? Nu. A renunțat la toate hainele pe care le purtam înainte. De astăzi m-am schimbat. A renunțat la roza aia, care era tristă, care era tot timpul obosită, care avea necazuri. De astăzi vreau să fiu numai fericită. Îmi iubesc la tine ori și cum? Am un bărbat pe care îl ador, un copil frumos și vesel și de azi vreau să fiu numai fericită. Asta bun. Și încă ceva. Cool. De astăzi vreau să redevin roza aia frumoasă și sexy, după care întorcea toți bărbații capul. Întorse la ei capul de tot, de tot, așa fac un șurub. Întors capul la după la mama, la ei. Aici, calata mea, nu trebuie să fii tu aici gelos. Că tot ce ai în față, da? Îți aparține și mai ție. Da? Plăcut asta, rosa nou. Eu, Tierinu. Stai, stai aici, stai aici. Dar ce vrei să faci? Stai acolo, stai acolo. Sila, nu! Mulțumesc. Pentru tine. Mulțumesc. Uite ce bine stă. Se asortează cu cămașa. Da, da, o vezi galbenă, știi? Da. Și uite, ia să... Ca să fii și noi băieți Gigi aia, așa, și că am ieșit și noi. Așa? Aveți de gând să-i faceți? Acest om ar trebui condamnat la moarte. Cu toate că eu sunt împotriva condamnării la moarte. Dar pentru ce ți-a făcut ție, acest om trebuie închis la el pe viață. Chiar trebuie să faceți asta? Gândești astfel, omul ăsta care te-a chinuit, omul ăsta care te-a răpit. Și mir că te-am găsit atât de demnă și de frumoasă. Nu știu cum să vă spun, dar mie mi-e... Mi-este... Îl urăsc, dar mi-e și milă de el în același timp. Explică. Nu știu cum să vă explic, dar... Cum să... Eu, într-un fel pe care nu pot să mi-l explic nici mie, țin la el. Și știu că și el a ajuns să țină la mine. Știu că n-ar trebui să-mi pese, dar... Totuși e... Deranjez? Stai puțin. Asta-i singur. Tocmai plecam. Vă las să vorbiți. Tu ești?
Mai mă vremă? Doamne, nu. Întoarce-te. Du-te mai așa. Mare-ți dracu de aici! Să nu vă mai prind pe aici, că ia și pe ăștia! Hai, bă, că ne poate ăsta, bă! Ce, bă, dragi pe tine, ce dracu ai? Ce-i cu copilul? Bă, tași dracu, că te bași pe tine! Stau acum, mă bag cu toate ciorile jegoase în seamă, eu! Ha? Băi, suedezule, ai uitat ce ești? Mă, stai cu minte, eu când transpir mirosul la parfum, ești prost la cap, eu sunt italian, eu sunt șmecher, nu sunt fraier. Ești italian? O, salut, Armando! Ce faci, mă? Cum e, mă, și tu însurat la casa ta, alea? Lenții, ce faci? Te înțelegi cu ea bine? Lenții, e? Mă, dar de când ai tu glume cu mine, te bași tu cu mine în seamă? Ai uitat gradele dintre noi doi? Ți-am zis când vii să vorbești cu mine, cere audiență, prostul dracu! Pleacă, dracu, de aici, că dau două capace de leșin. Ce dracu ai, mă, nebunule, a dat strechi aia. Dracu, să fii, dracu! Stai, dracu, mă, lasă-mă, mă, 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 aștept-te! Opa, stai, dracu! Păi du-te, bă, gata, du-te la tine. Facem noi toate astea între noi, vorbind de o femeie nebună, că mă învăță. Păi nu e, bă, e bubă, că te bată. Păi ce cu ăsta, stai, dracu, din gură, că mă dă. Păi că mă vezi că mă iau cu el. Lasă-mă, mă, în pace! Lasă-mă! Dar ce s-a întâmplat, bă? Nu știu, fă, i-a luat Dumnezeu mințile, nu vezi? Tu știi, fă, ce are? Doamne, măicuța Domnului, apără-ne și păzește-ne să nu cadă blestemul la Roza și pe noi ăștia nevinovații. Ce blestem, fă? Băutură, fă, blestemul de la băutură. Băutura fără măsură e blestem. Vezi, fă, băutură. Florile astea, vai de căpșorul lor, să le iau la mână. Dar le vorbești frumoasele de ele, dacă nu le lucrezi cu ceva. Ele sunt foarte, foarte delicate. Așa. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat ceva? Cred că s-a întâmplat ceva. De ce întreb tu că s-a întâmplat ceva? Hai să vede pe fața voastră. Ce se vede așa pe fața noastră? Nu știu, o strălucire. Ți bucurie? Mm-hmm. N-am logodit! Lași-te culo! Măi, copii! Hai, mă, să te pup, mă! Bravo! Și pe tine, scumpo! L-ai făcut fericit pe băiatul ăsta al meu. Bravo, mamă! Mă bucur foarte tare pentru voi. Da, da, să știți că e secret. Adică... Dar de ce să fie secret? Lasă-mi că spun. Pentru că tata-socru... Lasă-mă, tata-socru nu mă iubește atât de tare și ține mai secret. Lasă, lasă, că până la urmă să învețe el. Da, o petrecere tot trebuie să vă fac. De ce? Facem aici, cu da. Puțină lume. Sigur că, dar mai noștri, oameni. Mai noștri, îl adun pe Cristofor, pe Alina, Maria, Linda și Cosmin cu Regina. Și lasă că mă gândesc eu, mă gândesc eu la lista. Cine? Nu, mă bucur extraordinar pentru voi, sincer. Nu, vezi că-s puțin. Nu știu, mă petrec și mie. Ce? 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 Vladimir, află-te-o în București! Ce faci?